Internetul se schimbă sub ochii noștri ca să țină pasul cu noul internet. Site-urile cu poze, filme sau jocuri trec la o nouă tehnologie care le face mult mai ușor de accesat. Cum accesați noul internet mai rapid, știe George Bugnici și ne explică la I Like IT. Bună dimineața, George! Bună dimineața! Bună dimineața! Cum vă merge netul? Nu rău. Prea bine, știi. Uite, ceva? Rău, bine, pe după gustul. Păi, ce vrei să spui, am doi la fel? E bine dacă aveți versiuni diferite, le facem cumva să le face să meargă la fel. Dar sunt momente și știi bine. Da, exact. Sunt momente și momente. Asta e o afirmație corectă. Depinde foarte mult de ce facem pe internet. Pentru că la începuturile internetului ne uitam pe text. Mm-hmm. Dacă mai apărea câte o poză din când în când, era wow. Așa. Acum internetul înseamnă foarte mult video. Seara este mai mult de jumătate din internet, este video. Avem foarte multe poze, toată lumea face scroll prin newsfeed. Se descarcă totuși greu. Exact. Hai să vedem. Așadar, consumăm mult mai mult internet. Internetul este obligat să țină pasul cu vremurile, dar poate nu o să vă vină să credeți, însă avem aceleași standarde la transferurile astea de date prin internet de prin secolul trecut. Însă lucrurile se schimbă sub ochii noștri și astăzi vorbim despre chestia asta foarte ciudată care scrie, o vedeți aici pe ecran, HTTP2. Despre HTTP2 o să vorbim împreună cu un invitat mult mai isteț ca mine la capitolul hosting și internet, Andrei Pristav. Neața, Andrei, bine ai venit! Bine v-am găsit! Andrei este specialist în hosting. Internet și alte asemenea. Și din câte știu eu, toți băieții din țara asta care se pricep foarte bine la internet și la hosting, în copilărie s-au jucat pe calculator foarte mult. Da, e adevărat. Vorbește mai tare. E adevărat, dar s-au jucat foarte mult. Cam de pe la ce vârstă te joci pe internet? De prin 98, de când foloseam încă XNET. De pe vremea XNET-ului. Da. Dial-up și alte asemenea. Noi stăteam de vorbă înainte de a intra și m-am căzut de acord că de prin 98, de când a început unii dintre noi joacă cu internetul, eu am început chiar de prin 95 cu BBS-uri. Da. Acum intrăm în istorie antică. Protocolul era cam același. Da, protocolul a rămas neschimbat până anul acesta, când ei au hotărât că trebuie să treacă la un protocol mai bun, cu toate că de vreo 3 ani de zile a existat un precursor al HTTP2-ului. Adică? S-a numit Speedy, a fost Speedy. Făcut de Google. Google ne conduce în continuare viața. Apropo de Google, așadar dacă folosiți Chrome, aveți deja Speedy și internetul se mișcă mai repede. Majoritatea site-urilor mari, Facebook, Google, Twitter, au folosit protocolul Speedy în producție de vreo 2-3 ani. Hai să vedem asta, cum îi afectează pe oamenii de rând, da? Ce ar trebui să știe despre noul internet? Că vine peste Speedy, a fost anunțat acest HTTP2. Se schimbă ceva, adică aici văd că scrie, uite, suntem pe un site foarte mare de afară și scrie sus acolo în bară HTTPS. Da. Poate să scrie 2 în loc de S? Nu. Protocolul HTTP2 funcționează momentan doar pe site-urile securizate. Nu o să vadă utilizatorii nicio modificare majoră, vizuală vorbind, însă o să fie îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de încărcare. Despre viteza de încărcare vrem să vorbim și avem aici un demo. Cei de la Akamai, care sunt coloana vertebrală, cred eu, internetul, zile noastre, dacă nu greșesc. Da. Hai să facem un refresh la pagina asta, să vedeți ce se întâmplă. Și o să le explicăm și oamenilor, poate am ajuns tu. În stânga este internetul așa cum îl știam noi. HTTP1, iar în dreapta avem un demo a internetului care se încarcă prin HTTP2. Adică, practic, avem un fel de două imagini, în care una timp, pe conexiunea veche, alta pe conexiunea nouă. Da? Și dăm un refresh, să vedem ce se întâmplă cu pagina asta. Am o veste bună că browserul meu suportă HTTP2. Vedem că poza din stânga se tot încarcă și după 7,6 secunde s-a încărcat, iar a doua anul are 1,75, de vreo 6 ori mai repede. Da. Care este diferența? Am o poză foarte mare, doar de dragul demonstrației. Nu, cei de la Akamai au vrut să ne arate cum afectează asta transferul de date. Dar ce e diferit? Diferit este faptul că protocolul HTTP2 suportă push. Serverul poate să împingă conținut către utilizator, lucru care nu se întâmpla pe protocolul HTTP1. Mai pe românește. Hai să ne imaginăm că internetul este o autostradă, da? În momentul de față, pe protocolul HTTP1, un utilizator cere practic informație și conținut de la server și serverul îi răspunde cerere respective. Adică pleacă mașina de la mine la el și se întoarce înapoi cu bagajul plin. După ce se implementează protocolul HTTP2, serverul atunci poate împinge conținut către utilizator fără ca acesta să-l ceară. Hai să ne facem o altă demonstrație, doar ca să vedeți. Pentru oamenii e important să vedeți diferența de viteză. Așadar, încă o dată, în stânga internet, așa cum știați până acum, și o poză foarte mare, browserul meu tot cere, primește, cere, primește, cere, primește, în dreapta, i-am spus o singură dată serverului,
Da, și plus că pe protocolul HTTP2 e nevoie de mai puține conexiuni cu server. Cam de câte ori mai TCP? Cam de vreo 7 ore. Hai să le explicăm oamenilor așa, dar atunci când folosim internetul, pe o pagină pe care o accesez, cam câte conexiuni fac în spate? Pentru un request se fac cam 7 conexiuni la nivel de TCP. Deci dacă am deschis Facebook-ul, mai sunt încă vreo 7 conexiuni în spate? Sunt mai mult de 7 în momentul în care deschizi Facebook, pentru că se ceră și alte multe elemente necesare pentru încărcarea paginii. Dar pentru o conexiune default, cam 7 conexiuni TCP. Bun, așadar, cam așa, asta înseamnă în traducere simplă HTTP2. Andrei, îți mulțumesc că te chinui să vorbești în limba română. Da. Știu că acolo la voi, la hosting, e mai greu. Mai multe informații despre noul internet și cum îl puteți accesa, vă mai spunem și la ora 10 și mai multe informații, evident, și pe știrile protv.ro, în secțiunea Like IT. Cam atât deocamdată, ne revedem la ora 10.